Atât. Dar ce nu râdeți, mă, deloc? Săruna! Bună! Bună! Înainte de toate, chiar vreau să înțeleg chestia aia cu tabloidul și cu, îți jur că nu am înțeles-o. Mă, ce naiba. Deci, mai citesc și eu tabloidă, da? Și intru și văd. Era vorba despre un actor despre care nu știam nimic și un bărbat, da? Și acum am aflat cine era bărbatul. Dar poanta era că m-am uitat la tine tot timpul și era vorba despre Chelu. Că el era bărbatul, tu erai actorul, el era bărbatul. M-am făcut pe amândoi. În sfârșit. A, deci asta era. Da, îmi pare rău, e o glumă. Da, știu că tu ești însurat, știu că tu ești deja luat. Ce mai face Doinița? Am jucat cu ea. Doinița? What? Nu ești cu Doinița? Doina Teodoru, care a câștigat. E singur? Da. Ok. Și am betat. Am auzit că ai un... mișto. Arată-l! E singur? Da. Ok. Și am betat. Am auzit că ai un... mișto. Arată-l! Cine-i Doinița, mă? Mă, de unde Doina Teodoru, mă, câștigătoarea care a câștigat pe pile, pentru că cu tare și cu tare, păi cu mine. Da. Așa e în țara asta. Totul se cumpără, totul se vinde, totul se fură. Poți să-mi spui unde joci cu precădere? Sunt actriță liber profesionistă. Vin dintr-un proiect de televiziune. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ne-am reîntâlnit aici în lumea fascinantă a bijuteriilor. Sunt Veronica Gheorghe, gazda dumneavoastră. Haideți să vedem cu ce începem astăzi. Începem cu o ofertă de cerceluși foarte, foarte, foarte frumos. Simțeam...